Și puțin cu voi, cam acum o pauză și să spun anumite chestii înainte ca să termin videoclipul, pentru că mi-au fost duse în atenție și aș vrea cumva ca să le fac cunoscute de persoanele care probabil nu le cunosc. Este vorba de ceea ce fac eu cu intermittent fasting, la fel cum era vorba și despre weight loss journey.
ceea ce fac eu aici nu trebuie neapărat să fie în conformitate cu ceea ce credeți voi sau ceea ce vreți voi. Nu zic asta cu răutate, zic asta pentru că eu consider că așa e normal. Și eu dacă mă duc la cineva și mă uit la drumul acelei persoane, normal că nu o să fiu de acord cu tot ce face, tot ce zice. Dacă nu-mi convine, plec. Dacă îmi convine, rămân. Așa și în cazul meu, sunt chestii pe care eu vi le-am explicat. Probabil ați vrut sau nu ați vrut să le înțelegeți. Este problema voastră pentru acele persoane, vorbesc pentru acele persoane care nu înțeleg. Așa că voi puteți să rămâneți, cum am zis mai departe, să urmăriți, să vedeți ce se întâmplă. Sau pur și simplu puteți să dați skip la videoclip, să vă uitați la altceva sau nu știu. E problema voastră ce veți face, dar am vrut să vă pun la cunoștință cu treaba asta. Și să mai menționez un lucru, faptul că eu în prima săptămână, ca să fie clar, eu în prima săptămână mi-am propus să nu mănânc deloc dulce ca să văd cum merge treaba, cum, dacă este vreo schimbare în ceea ce privește organismul meu, cum mă simt și cu chestia asta cu balonarea, pentru că aveam problema asta. Și încă o chestie că simțeam tot timpul că leșin dacă nu mănânc ceva dulce. Am trecut de asta, am văzut că nu e problemă, e problemă mai mult la nivel psihic, gen. Și acum sunt la capitolul pe care vreau să vă-l zic acum, că eu nu am exclus nimic, adică n-am scos nimic de tot din alimentația mea și mă deranjează chestia asta, pentru că sunt persoane care vin și îmi spun, știi, dar tu parcă nu mai mâncai dulce acum, iar mănânci dulce. Și mă deranjează puțin chestia asta și vreau să fac clar ca să se înțeleagă, nu numai de persoana respectivă, de toți care vin și își dau cu părerea la mine pe canal, faptul că eu nu am exclus nici măcar pâinea, nici măcar dulcele definitiv. E adevărat, încerc să fac alegerile cele mai sănătoase, cele mai bune, să iau în calcul faptul că dacă mănânc, de exemplu, nu știu, ceva dulce procesat, clar o să am mai mult de suferit și mai mult de tras. Așa că pentru aceia dintre voi care încă vă gândiți la chestia asta și încă încercați, nu știu, să aruncați așa cu pietre mine, să-mi spuneți că, păi da, uite ce faci acum, revii și nu o să mai te ții de intermittent fasting și chestiile astea. Rog frumos să vă păstrați comentariile pentru voi, pentru că nu am nevoie de așa ceva. E adevărat că drumul ăsta o să fie și greu și ușor, nu va fi numai ușor. Voi avea și zile în care voi fi tentată să mai mănânc ceva, nu știu, aiurea sau să nu mă țin de ceea ce mi-am propus eu. Am pus în videoclipul, în descrierea videoclipului, cam care sunt principiile mele, dacă vreți să le citiți bine, dacă nu, vă rog, nu mai comentați aiurea. Asta aș vrea să vă rog, pentru că mă deranjează foarte mult. Iar persoanele care îmi vor comenta aiurea, cum ești persoana în cazul de față, vor fi blocate. Pentru că nu vreau negativism la mine pe canal și nici să-mi comenteze lumea aiurea care nu se uită la toate videoclipurile. Da, cam asta am avut să vă spun.